Asculți Joia cu Eliza și Petru la Radio Integrativ. Pași spre cunoaștere. Bună seara și bine v-am găsit din nou. Suntem Eliza Matei și Petru Stănuț. Și astăzi vom discuta un subiect mai general un pic. Adică în o serie de trei emisiuni o să lăsăm un pic la o parte astrologia și numerologia și o să discutăm despre viață la modul general. Adică mulți dintre noi avem probleme de ordin fizic și spiritual sau fizic sau spiritual. Și hai să vedem de unde vin un pic dezechilibrele de acest gen. În primul rând, principalele cauze ale bolilor fizice și chiar și ale celor psihice, în sensul de depresie, anxietăți, frici, îngrijorări, să zicem, la modul mai general, au în spate patru, să zicem așa, cerințe de bază. Și anume, una dintre ele sunt pretențiile prea mari față de lume. Aceasta este una din cauzele principale ale acestor boli. Apoi, dependența față de valorile materiale. Dependența de valorile materiale. Adică atunci când omul dezvoltă așa obsesiv o pasiune față de tot ce înseamnă material. Dar o să le luăm pe fiecare în parte să vedem de fapt cam ce înseamnă ele. Că în teorie le știm, în practică e mai greu să ne dăm seama. De unde vine și confuzia cuvântului spiritual? Adică, în primul rând, ar trebui să readucem aminte, mă rog, sunt convins că sunt foarte mulți oameni care știu ce înseamnă evoluția spirituală, dar dacă mai sunt încă dileme sau confuzii, evoluția spirituală se referă la starea în care spiritul domină materia. Adică atunci când suntem mulțumiți cu ce o avem, la modul concret, practic, clar, cuantificabil, la momentul acum, nu mai avem așteptări, nu avem dorințe care să ne dea anxietăți. Adică pretențiile prea mari față de lume. Nu se confundă cu biserica. A evolua spiritual înseamnă a merge la biserică cu toate ritualurile care le știm. La Sfânta Parascheva, la Prislop, la mai altă legătură. Aici este vorba pur și simplu de a-ți educa conștiința pur și simplu pentru a trăi tu ca spirit, tu cu tine. Da, de aici vin dezechilibrile noastre. Deci am spus odată pretențiile prea mari față de lume, dependența de valorile materiale și că tot ai spus acum nerespectarea legilor spirituale și o să vedem ce înseamnă legi spirituale, că nu e nimic foarte complicat așa, și lipsa iubirii necondiționate. Lipsa iubirii necondiționate în primul rând față de noi. Bun, de aici derivă trei cauze, să zicem, ca și efecte ale acestora patru, care sunt ignoranța, lăcomia și îngânfare. Bun, haideți să le luăm pe rând. Noi ne putem da seama din matricea numerologică a omului sau din harta astrologică, ne putem da seama care din aceste patru cauze sunt mai preponderente în viața unui om. Sunt preponderente, nu mai preponderente. Bun, pretențiile prea mari față de lume. Pretenții, așteptări, dezamăgiri care vin, aceste dezamăgiri vin în primul rând din cauza faptului că avem pretenții foarte mari față de cei din jurul nostru. Pretenții foarte mari față de copii, de părinți, de colegi de serviciu, de, nu știu, guvern, politicieni și așa mai departe. Adică ne punem speranțe în ceva ce este în exteriorul nostru. Hai să vedem, pretenții prea mari față de copii. Păi suntem în plină sesiune de examene, de bacalaureat, capacitate și așa mai departe și acolo se vede foarte bine în ce fel se manifestă pretenția asta față de ei.
Dacă, de exemplu, noi suntem nemulțumiți că n-am reușit să facem o facultate sau că nu ne-am făcut o carieră într-un anumit domeniu, am vrut să mă fac croitoreasă și nu mi-a ieșit chestia asta, asta e un exemplu banal, o să punem toată presiunea pe copiii noștri să ajungă acolo unde noi n-am ajuns, cu toate că asta nu e neapărat bine pentru ei. Dacă eu am un copil care are o pasiune dusă la obsesie față de cărți, de scopul ei în viață acum este să facă voluntariat la Cărturești, adică că vrea să se sature ăia de ei. Normal că nu o să împing copilul să meargă la un liceu la specialitatea științe ale naturii, să se facă medic. Că am terminat-o, am distrus-o. Ăsta este un exemplu exagerat. Dar nu exagerat deloc. Bun, hai să zicem, luăm o nuanță un pic mai jos. Adică eu, de exemplu, îmi doresc neapărat ca fata, băiatul meu, să ajungă foarte sus. Am dorința asta extraordinară ca el să reușească în viață. Și eu știu că el, ca să reușească în viață, trebuie să facă o meserie bănoasă. Pentru că pentru noi a reușit asta în viață înseamnă să facă bani. Și atunci o să-l îndrum spre ce știu eu, băi, cine face bani în țara asta? Păi nu știu, un avocat, un medic și așa mai departe. Ok, mă duc și-l îndrum spre meserii de genul ăsta, dar poate că peste 10 ani de zile meseria de avocat și de medic vor fi undeva așa, cam la nivelul unui inginer, să zicem, în ziua de astăzi, și ei vor face bani din cu totul altceva, pentru că vin alte vremuri. Și atunci, asta pe de-o parte e judecata noastră greșită și impunerea cu forța unor principii pe care le avem, dar și pretențiile față de copii, că i-am dat pe exemplu, sunt foarte mari. Și atunci și dezamăgirile noastre sunt pe măsură, pentru că ei au drumul lor în viață, care de multe ori este diferit de ce avem noi în cap pentru ei. Păi și noi doi. Noi doi ne putem da exemplu. Acum am discutat numele că suntem împreună și tu ai avut un parcurs care nu a fost a tău, adică nu ți l-ai dorit, da, la fel. Deci mama și acum... Am închis cabinetul veterinar de 10 ani, la 1 iunie am închis clinica, adică am lăsat-o la colegul și am vorbit cu ea la telefon și mi-am dat seama că mama are impresia că nu mai am din ce trăi. Da, într-adevăr am fost un medic veterinar de succes, am și muncit pentru chestia asta, dar nimeni nu m-a întrebat dacă eu sunt acolo, sufletește, ca spirit. Am început-o că... Adică în împlinire sufletească nu ai avut din nu. Acea meserie. Mi-am făcut datoria. Acum nu să fiu... nu vreau să vorbesc despre mine. Efectiv, am mers pe meseria de medic veterinar atât timp cât mi-au adus satisfacții. Satisfacții, deci nu neapărat materiale. În momentul în care am considerat că am încheiat cu această meserie, am zis stop. Normal că lumea mă vedea... Da, normal. Ciudat. Renunți la o meserie bănoasă. Crezi o imagine falsă. Nu-i falsă. Crezi oarecare imagine. Lumea te ia așa. În momentul în care vrei să te manifesti, o să fii pus la zid. Ca dovadă că acum nimeni nu înțelege nimic. De unde medicina... De la masa de operație, la masa de operație... animale, am ajuns la masa de operație, cu ghilimele de rigoare, la, cum am mai spus în alte emisiuni, la cei ce țin, cei ce țin lesa. Cauzele, aceea ce vreau să vă spune Eliza, fac o mică paranteză, n-am cum să nu mă leg de numerologie, dar nu o să intru acum în niște detalii. Pur și simplu nu suntem capabili încă să înțelegem trecerea de la anii 1900 la 2000. Sau nu vrem să înțelegem aceste reguli, nu le așteptăm. Deci tot ce se întâmplă acum, după anumită regulă a lui 2, se va desfășura până în anul 2100. Noi sigur nu o să mai prindem până atunci. Dar vreau să vă spun că 1900, adică mileniul 1, secolul 900,
la 901 până la 991 sau în general anii cu 19, cum le zic eu, au fost focul absolut, 1 și 9. 1 și 9 sunt două cifre de foc, absolut însemnând pârjolirea a tot ce devenise inutil. A fost despre individualitatea prost înțeleasă, ego dus la infinit, egocentrism, egoist, ego eu, ist exist, egocentrist, tare și noastre concluziile. Eu cel mai tare din univers, dictatorul, șeful și alte... Adică astea și-au pus amprenta asupra vieții noastre. S-a cam terminat, aici nu s-a ajung. Ar fi bine ca încetul cu încetul să nu ne mai amăgim, că ni se va permite să manifestăm acele concepte. Și pot să vă spun că în 2019, anul 2019 a pus capac cu totul la această guvernată, la această perioadă guvernată de foc și eu. Deci anul 19 a mileniului 2. Începând cu 2020, cu cât avea cineva să fie foc, să se facă văzut, să strălucească, să-și atribuie merite, cu atât apa îl va conduce la locul potrivit. Apa, știm cu toții că este cel mai bun conductor din univers. Adică dacă, oricât ar încerca omul să se impună ca și individ așa din punct de vedere al orgoliului sau prin orgoliu, mândrie și așa mai departe, va fi luat de apă. Adică emoțional va sfârși prin dezamăgiri, prin nu va obține meritele pe care le caută. Doi este cifră feminină în numerologie, apă, feminin. 1 se referă foc masculin, se referă la eu, ego, identitate. 2 se referă la noi, deci noțiunea de noi, de echipă, alături de care este un lider care nu iese în față și nu-și atribuie meritele oamenilor care o compun, echipa respectivă. Dacă nu înțelegem noile reguli, nu e nicio problemă. Universul oricum va lucra cu oamenii care le înțeleg, iar pe restul îi mai așteaptă din urmă, ca să nu spun mai, să nu spun chiar că universul îi folosește drept umplutură, că sună urât. Bun, deci pretenții foarte mari față de lume. Asta poate să însemne pretenții foarte mari față de viață la modul general, inclusiv când ieși pe ușă, vezi că nu-ți vine autobuzul, stai o jumătate de oră în stație, începi să te enervezi, să, deci vrei să se întâmple lucrurile, să le controlezi, să se întâmple exact așa cum îți dorești tu. Și dacă ceva te scoate un pic din circuit, nu știu, dimineață să între ghilimele totuși merge prost. Nu știu, mașina nu pornește, metroul întârzie, autobuzul, nu știu, nu vine în stație, încep să culegi frustrare. Intri într-o stare din asta de anxietate, cum spuneam mai devreme, de îngrijorare, aolă, ce fac, stai că trebuia să ajung în punctul X, și atunci ți s-a dus toată viața, toată ziua în bălării. Ideea e că lucrurile astea se pot repeta o zi, două, trei, o lună, un an de zile, până ajungi să-ți faci din asta un stil de viață. Adică dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum crezi tu că ar trebui să se întâmple, conform pretențiilor tale, ajungi de fapt să fii un om nemulțumit. Dar energia omului nemulțumit este foarte, foarte greu de dus. Și s-a întâmplat... Bun, sunt o grămadă de cărți, o grămadă de cursuri pe tema recunoștinței, mulțumirii, iubirii și așa mai departe, în teorie. În teorie totul sună frumos și ne apucăm frumos să facem niște exerciții de Ho'oponopono și alte nebunii care funcționează ca și cârje acolo unde funcționează pentru oamenii construiți la modul ăsta. Dar ce înseamnă de fapt să fii recunoscător? Eu recunosc că am citit o carte la un moment dat care a fost așa life-changing, care se chema Magia. Am început-o odată, prin ziua 11 am încheiat socotelile cu ea, apoi mi-am dat seama și de ce, și am reluat-o după ceva timp. Și vreau să vă zic că acea carte mi-a schimbat viața. De ce? Pentru că noi suntem obișnuiți să trăim într-o veșnică nerecunoștință.
dacă întreb pe cineva, o să zică, vai, dar eu sunt foarte mulțumit de viața mea. Eu sunt mulțumit de că am un acoperiș deasupra capului, că am un serviciu, că pot să-mi plătesc, nu știu, facturi, că pot să ies la un suc. Dar dacă îl iei un pic la bani mărunți, o să vezi că, de fapt, și omul ăla are nemulțumirile lui și sunt foarte multe. Adică de multe ori, cred că 99% din cazul, oamenii care se lăudau cel mai mult de cât de recunoscători sunt ei, de fapt nu erau chiar așa. Dar ideea e că acea carte este de fapt un program de educare ca la grădiniță, a sentimentului, a emoției, a trăirii în recunoștință. Bun, nu intru în detalii, o găsiți peste tot și vă recomand. Dar am văzut acum câteva zile la Modul Practic ce înseamnă acest lucru și mi-a venit copilul cel mic și a zis, știi, am poftă de niște biscuiți, mă duc până la magazin să-mi cumpăr. A zis, ok, ce bani ai la tine? Păi zice, am 2 lei și mă duc să-mi iau biscuiți. Zic, mă, nu ți-ajungă ea 2 lei. Da. Probabil că ar fi ajuns, că se orienta el. Da, și zice, zic, ok, hai că-ți mai dau eu 5 lei. Deci a fost ca și cum i-aș fi dat așa Sfântul Graal, l-ar fi descoperit în momentul ăla. Oh my God, am 7 lei. Deci aș făcea planul, vedeam așa cum îi străluceau ochii. Deci copilul ăla s-a bucurat că are 7 lei. Normal că Petru, când l-a văzut că era așa emoționat, că în sfârșit poate mi-au și o acadea, ceva de genul ăsta, atunci a zis, păi vin încoace, uite, îți mai dau și eu 10 lei. Normal că s-a șocat în primă fază. S-a dus la magazin, mă rog, și-a cumpărat, irelevantă treaba asta, a venit și cu banii înapoi, că așa ne-a mai spus că i-a mai dat cineva la magazin, a vrut să-i dea niște bani, dar el oricum nu ia bani de la străini, a vrut să-i dea 50 de bani să-și ia o bomboană, zice, oricum nu aveam poftă de bomboană aia și oricum nu iau bani de la străini. Mă rog, irelevant. Ideea e că atunci m-a lovit așa ceva malele capului și am zis, păi nene, asta înseamnă de fapt recunoștința. Deci dacă copilul făcea exact invers, băi nene, vreau să mă duc la magazin, vreau să-mi iau biscuiți, n-am decât 2 lei, de ce n-am decât 2 lei? Că eu am făcut, dar uite, stai, că s-ar putea să am păcat, de ce eu oare n-am bani și așa, dă-mi bani să mă duc la magazin. Nu știu că i-aș fi dat. Sau dacă, să zicem, era mulțumit de la 2 lei și eu îi mai dădeam 5 și dintr-o dată îl vedeam așa cu o privire dezamăgită și eventual să-mi spună, ce fac eu mă cu 7 lei? Ce mă duc, lasă că... Bine, cum las că văd eu ce... facem noi de foarte multe ori. Exact. Da? Atunci l-am întrebat... Eu în oraș cu... Da, de o bere. L-am întrebat pe Petru atunci, pentru dacă el era nemulțumit, tu ei mai fi dat aia 10 lei? A, niciun caz. Și atunci am extrapolat. De fapt, asta facem noi zilnic. Suntem nemulțumiți de serviciu pe care îl avem. Și după aia ne facem... harakiri, așa zilnic, îmi urăsc serviciu, nu vreau să mă duc la servici, mă trezesc dimineață cu groază și ne trezim la sfârșit de lună că nu ne ajung bani și ne gândim oare de ce? Păi de aia, pentru că ești nemulțumit. Bun, nu ți se dă să rămâi fără serviciu, dar nici să ai parte de laurii de la sfârșit de lună, adică de salariu. Suntem nemulțumiți de, nu știu, ne luăm o casă. S-a întâmplat și chestia asta. Și suntem nemulțumiți, dar nu neapărat simțim lucrul ăsta, dar începem așa să vorbim doar ca să ne mai plângem un pic, să ne asculte cineva. Da, e mișto casa, da, uite ce mișto era dacă avea și nu știu ce. Ești, te muți în casa aia și începi să descoperi. Stai un pic, gresia cam sare, pereții se crapă și zici, băi, dar cum ne mi se întâmplă tocmai mie? Uite ce ghinion am avut eu cu casa asta, culmea că numai tu. Am pățit treaba asta când m-am mutat, acum nici nu mai știu cât, la fel irelevant, vreo 12 ani, aici. Și normal, era un bloc nou, toată lumea avea o problemă. Unuia îi se spărgea o țeavă, altuia nu știu ce-i picase tencuiala din tavan, altul nu știu ce pățise pe la balcon și mă gândeam, zic, păi dar eu de ce nu am problema asta? La altul curgea apă caldă unde trebuia să curgă apă rece, deci a fost o nebunie cel puțin vreo 2 ani de zile și mă gândeam, cum de-o fi nimerit eu exact apartamentul unde au muncit
cel mai cu spor muncitorii, probabil dimineața, când nu-și pierdeau încă cheful. Și de fapt mi-am dat seama că eu am fost atât de fericită când m-am mutat aici, că n-am transmis ce nu trebuia. În momentul în care eu am început să am niște trăiri, atunci au început să apară problemele și la mine în casă. Asta așa, ca idee. Sunt nemulțumită de partenerul meu și apoi aflu că partenerul meu mă înșeală. O, ce să vezi? Oare de ce? E un nenorocit, evident. Doar așa, ca să vă dea un pic de gândit. Bun, al și doilea... La mod mai banal, de exemplu, am o motocicletă, are importanță brandul, o am după 12 ani. Este cum este, n-a fost ieftină la 2010, nu contează. Chestia e că 2010, un model mai vechi, vă dați seama. Modelul nou, nu spun că mi l-ar trebui neapărat mie, dar așa ca băieții. Am trecut, am început să mă uit așa cam strâmb la el, deși motocicleta a fost declarată cea mai mișto din țară, frumoasă, îngrijită și este foarte mișto. Deci are vreo 12 ani și un BMW, m-a dus 150.000 de kilometri peste tot. Nu știu ce m-a apucat pe mine anxietățile, după ce tot o nemulțumire. Da? Și am avut un incident destul de neplăcut care m-a pus pătușă și a costat ceva bani. N-am fost de vină în trafic, dar în final am căzut de vină. Era un fel de fata Morgana. Nu asta e important. Important e că m-am ostoit vreo 6-7 luni. Ne-am, de fapt, că suntem noi. Să-l pun la punct. Ce credeți? După ce l-am pus la punct, am mai făcut și niște upgrade-uri, șeile, i-am schimbat farul, pac-pac. Când am văzut motocicleta gata, mă uitam din nou la modelul nou 2021-2022 și am avut așa, mai țin minte, o săptămână în care așa căream în casă de zici că eram un copil idiot. Ne. Ghiciți ce mi s-a întâmplat? Deci se întâmplă 1 la 1000 din cazuri. Dar mie mi s-a întâmplat. Pur și simplu mi s-a stricat butonul de claxon. Inițial am vreo 2 zile am stat să gândesc cum Dumnezeu se poate strica asta. Am intrat pe grupuri, care, ce, cum. Deja extrem de rar. Mă rog, după aia fi s-a întors dimineața la cafea. Păi logic, bă, că mi s-a stricat mie butonul de claxon. Păi dacă am claxonat ce nu trebuie... Și când nu trebuie... Și vreau să spun că în aceea săptămână râdeam amândoi ca... Așa. În casă, ca... Băi, ții minte, la Eliza a căzut claxonul de la Suzuki, la mașină, mie la motocicletă. Am avut noi ceva nemulțumire în legătură cu... Aici, da, tocmai casă. Ce scosese mașina de la serviciu și da, că n-a pus aia, că poate trebuia aia, dar de uite, incapabil și așa mai... În loc să mă bucur că în sfârșit reușise să rezolv ceva la ea, mă rog, ce ne-am cam mâncat un pic nervii. Și mi-a murit și mie claxonul. Zic, uite că... Ce mi-a trecut claxonul, vă spun eu, mi-a trecut claxonul și mai tare când am aflat că, de fapt, nu pot să schimb butonul și trebuie să schimb tot blocul de butoane în partea stângă. 1300 de lei la BMW-ul pe așa ceva, pentru care am rămas chiar mut și la propriu și. Ne-a pus pe liniște. Și vă pot da o groază de exemple. Pe-am dat la un nepot o pereche de bocanci. 7 ani i-am avut în picioare, din aia performanți, de munte. El a reușit să-i cadă talpa. Zic, bă, în istoria asta nu s-a întâmplat vreodată. Era de mulțumit, era așa... Da, energia, știi? Care și pentru cei din jur este o energie foarte, foarte grea. Și la un moment dat, oamenii oricum caută să se înconjoare de persoane vesele. Ideea e că la un moment dat trebuie să vă gândiți un pic, dacă începe lumea să se retragă din jurul vostru, să nu fie cumva o perioadă în care v-ați cam plâns. Bun, continuăm data viitoare cu celelalte. Pe această temă, că e destul de vastă, adică o
să vă spun eu, să vă spun și părerea mea vis-a-vis de anxietate, de nemulțumire versus mulțumire, amăgire. Oricum toate sunt mână-mână. Adică o discuție mai la liber, așa, mai fără... Mulțumim pentru atenție și ne auzim data viitoare. Cu Petru și Eliza. Bună.